îngrozitor. Eu am crezut că mor acolo. N-am putut să mănânc nimic, n-am putut să mă așez nicăieri, pentru că peste tot arăta ca o groapă de gunoi. Mizerii sub scaune. Peste tot era lipicios, pe unde atingeai. Foarte, foarte praf. Fiecare dată mergem cu 7 milioane, 44 de bagaje. Eu sunt orcaholic și recunosc asta, dar de cele mai multe ori vacanțele sunt cele care ne creează cele mai frumoase amintiri, lucrurile pe care nu le putem uita niciodată. Haideți să vă arătăm unde am ajuns. Dragilor, prima dată înainte de toate, trebuie să punem sănătatea pe primul loc. Iar pentru asta avem nevoie să facem mișcare și să avem o alimentație potrivită. E bine să știți că pe site-ul GymBeam găsiți alimente sănătoase, suplimente alimentare și să nu uităm de aceste haine superbe care vă vor ajuta cu siguranță să faceți activitățile voastre sportive preferate cu mult mai mult drive. Aveți de asemenea și codul meu de reducere RADU5 pentru reduceri suplimentare la comenzile voastre. Toate detaliile și link-urile de la produsele mele preferate se află în descriere. Mi se pare că arată foarte bine hotelul și pare să fie foarte îngrijit și am avut diverse experiențe cu alte hoteluri care, na, la care nu se pune accentul pe îngrijirea spațiilor, dar hotelul ăsta chiar arată foarte bine, se numește Four Points by Sheraton din Sunny Beach în Bulgaria și chiar pe partea asta stau foarte bine. Cazările în Bulgaria sunt într-adevăr mult mai, să zicem, primitoare decât în România, pentru că oferă un meniu vast de mâncare, sunt ok din punctul ăsta de vedere, au piscine, sunt aproape de mare și mai departe. Nu a fost și cazul cazării de ultima dată, dar experiențele pe care le-am avut în Bulgaria au fost destul de decente, să zicem, undeva la 6-7 ca și experiență. Da, poate chiar 8 unele. Deci, pe partea de cazare, Bulgaria e decent. Să vedem cât costă să închiriem un ski jet pentru, nu știu, cât dau ei, 30 de minute, 40, o oră, habar n-am. 30 de minute, 180 de leva. Trebuie să schimbăm bani, adică nu poți să plătești nicăieri cu euro, nu poți să plătești nicăieri cu în Bulgaria cu alți bani decât leva și foarte mult cash peste tot. Moneda leva bulgărească. Trebuie schimbați bani. Asta e de fiecare dată când mergem în Bulgaria, ne schimbăm ori la ieșire din țară, ori la intrare în Bulgaria. Ce e drept, hotelurile care au plaje private și cum e și plaja din spatele meu acolo cu umbrelele alea piersică, așa culoarea piersicii, arată foarte bine, în sensul în care e și mai îngrijită plaja, locurile sunt foarte distanțate unul de celălalt și poți să stai liniștit, să te relaxezi, să știi că nu ești la jumătate de centimetru de alți oameni. Sunt locuri și locuri unde e foarte, foarte aglomerat. Nu e chiar atât de funny să stai la plajă, mai ales că trec oamenii, umpli tot de nisip. Pe parte de plajă, mi se pare că Bulgaria stă un pic mai bine decât România, dacă este să comparăm așa. Da. Nu sunt murdare. Pe zona asta, cred că eu aș da un 7 la plajele din Bulgaria. Sau un 6 pe acolo. Nu, un 7. Un 7 e ok. Și când vine vorba despre activitățile acvatice, într-adevăr, sunt cu banana, cu parapantă din aia pe apă. Bă, deși am venit de foarte multe ori în Bulgaria, n-am mâncat niciodată de la KFC, să facem un taste test, să vedem dacă teoretic ar trebui să semene la gust cu ce avem noi în România, dar n-am făcut asta niciodată. Așa că, pentru prima dată, încercăm strips de la KFC, sos de usturoi și aici avem niște un booster, am impresia, și la fel copănea, cartofi și așa vine meniul. Bun, așa că hai să vedem care e treaba. Trebuie să desfac un pic sosul ăsta de usturoi. Așa arată. Hai să vedem. Iamu. E același pui aproape. Dar asta e un pic mai dulce decât ce e la noi. Filet burger. Hai să vedem și filetul. Mamă, foarte bun, seamănă extraordinar tare cu ce avem noi. Mi se pare un pic mai dulceag, așa. Dar e bun rău, sosul de usturoi nu seamănă cu ce avem noi absolut deloc. Dar în rest, strip și good. Am ieșit și de la KFC, sosul de usturoi 0,1 din 10, adică praf, frate, zici că avea gust de pește. Nu știu cum e usturoiul aici, frate, dar
jur, cel mai bun sos de usturoi nu există, băi. La noi în România e cel mai bun. Dragilor, ne-am pregătit, ne-am îmbrăcat. Asta este outfitul nostru din seara asta. Ieșim la un restaurant aici în Nesebar. Este un restaurant pe care l-am primit de la niște prieteni și vrem să-l încercăm pentru că arată foarte bine. Pare așa, ca și rupt din Grecia de undeva și acolo o să vrem să facem și niște poze. O să vă arătăm și vouă cum arată restaurantul ăsta și de ce nu. Dacă sunteți în căutare de restaurante bune sau dacă ați fost la restaurante bune prin Bulgaria, ziceți-ne și nouă, pentru că vrem să le testăm, vrem să vedem și noi și să mâncăm niște mâncare foarte bună aici. Înainte să mergem în oraș la restaurantul de care vă spuneam, am venit și până aici la hotelul unde suntem cazați, în zona unde se ia masa, pentru că este ora cinei și am fost foarte curios să vedem ce variante de cină au ei, așa că n-am putut să ne abținem fără să ne luăm ceva de aici să mâncăm. Nu știu dacă o să mai mâncăm și la restaurant sau doar o să gustăm un desert și ceva de băut. Ideea este că mi s-au părut că au o variantă foarte healthy și ne-am luat să mâncăm. Bă, o chestie care e foarte dubioasă aici în Bulgaria sunt parcările, frate. N-ai unde să parchezi și dacă ai unde să parchezi, sunt parcările astea plătite și n-ai cum să cumperi efectiv, nu știu, câte o oră, două, plus că ai maxim voie să stai 3 ore și n-ai cum să cumperi, nu știu, n-ai cum să plătești pentru parcare, pentru că poți să plătești doar cu cartelă de Bulgaria, doar atât. Doar operatorii de mobil din Bulgaria au acces, să zicem așa, la a-și plăti parcarea prin SMS. În rest, în Sunny Beach avem noroc că are și aplicație de mobil și poți să plătești prin aplicația de mobil parcarea. Aici n-avem cum. Avem noroc că este 7:50 și de la 8 încolo scrie pe toate pancardele astea pe aici că e free. Cam despre asta e vorba. O groază de oameni. Care ar fi șansele să găsim o masă aici? Care ar fi? Am venit la restaurant să luăm masa. Da? Da. Ce spune, ce ți-ai comandat? Pește. Și mai ce? Sucă portocale. Foarte bine. Mâncarea și opțiunile de luat masa, la fel, mi se pare că și acolo unde am fost ultima dată, mâncarea a fost destul de bună. Mâncarea a fost chiar foarte bună, doar că nu aveau atât de multe feluri de mâncare, nu era diversificat, dar ca și mâncare mie mi-a plăcut foarte mult. Sunt câteva restaurante, unul dintre ele este în Nesebar, unul din restaurantele care zicem noi că ne-au tot fost recomandate și arată ca în Grecia. Arată foarte bine. Dar mai sunt câteva tot acolo în Nesebar, în cetățuia aia a lor, unde restaurantele toate sunt puse cumva la mare, pe o coastă și cu view spectaculos și toate au mâncare foarte bună. Noi n-am prins loc la restaurantul ăla, dar am fost la altul, unde mâncarea chiar a fost extraordinar de bună. Când vine vorba despre ospitalitatea și interacțiunea cu localnicii și personalul de la hotel, ce să zicem, nu mai sunt așa de ospitalier cum erau înainte. Cumva fac totul pentru tips, iar asta este o parte care nu îmi place. Se vede că fac ceva și apoi așteaptă să le dai tips pentru ce au făcut pentru tine. Nu știu dacă se vede, dar pe tabela de acolo scrie care e temperatura apei din piscină, temperatura apei mării, temperatura de afară, umiditatea așa mai departe și scrie că sunt 48,8 grade Celsius afară. Începe să fie sufocant un pic aerul. Am fost la o cazare care arăta absolut spectaculos. Stațiunea în sine, am înțeles că Charmel este foarte frumoasă și este una dintre cele mai luxoase stațiuni ale Egiptului pentru turiști. Era un all-inclusive dus cumva la un alt nivel. Da.
aici, mai aproape de apă, este și zona etajată, să zicem așa, de șezlonguri la plajă și avem și aceste acoperișuri pentru fiecare două șezlonguri. Arată cam așa toată treaba, cu vedere către apă și este pe mai multe etaje. Dacă vă uitați bine, avem în jos acolo vreo 3 etaje și o plajă foarte, foarte, foarte mare. Ce este nașpa este faptul că nu poți să mergi, nu știu, să intri în apă pentru că e o zonă stâncoasă și nu este deloc plajă efectiv. Pentru că Egiptul este una dintre cele mai comune destinații atunci când vine vorba de vacanțe alese de români, noi vă recomandăm și Sharm el Sheikh. Este o stațiune foarte frumoasă și aici puteți să găsiți o grămadă de resorturi. De exemplu, noi suntem la un resort adult only. Vi-l recomandăm în cazul în care sunteți cupluri fără copii. Este foarte liniștit, foarte frumos, perfect pentru relaxare. Când vine vorba despre atracții turistice, plajele și așa mai departe, plaje aproape inexistente în Sharm el Sheikh pentru că e cumva pe coastă un pic. În zona noastră cred că era așa, la alte resorturi, din câte am înțeles, ceilalți aveau plajă și erau chiar plaje faine, cu nisip fin, cu puteai să te bagi în apă, nu erau din astea pietroase. Dar toate sunt improvizate, din câte am văzut, adică sunt făcute de hotel, nu e ceva natural de la natură. Nu prea ai ce să vezi, să zicem, în zonă, e foarte săracă zona, dacă ești din resorturi se vede că nu e un loc atât de primitor și totul e deșertic. Da, este un fel de deșert. Dar o chestie foarte mișto, puteai să mergi să vezi piramidele, erau la o distanță de câteva ore 24 bune. De ore, deci noi dacă voiam să mergem dus întors piramidele, trebuia să ne plecăm într-o excursie de 24 de ore și am zis nu. Da, puteai să mergi să faci, spre exemplu, snorkeling, să vezi coralii și așa mai departe. Unul din lucrurile care îmi plac foarte mult la hotelul ăsta este faptul că e foarte liber, frate, și aproape tot timpul găsești loc pe șezlong, la piscină, la plajă, mă rog. La masă, peste tot, asta având în vedere faptul că este extraordinar de mare. Noi în Gălăgea am aproape văzut de tot. Este ca un mini orășel unde ai tot ce-ți trebuie și probabil din cauza asta tot timpul este liber peste tot, pentru că este foarte mare spațiu și generos. Lângă noi, tot timpul, din câte vedeți, sunt oamenii care fac curățenii aproape non-stop, adică dimineața până seara, zilnic se întâmplă treaba asta. Un lucru foarte interesant, cei care făceau curățenii în cameră erau doar bărbați în hotelul unde eram noi și făceau curățenie exemplar. Deci pur și simplu cred că stăteau câte 45-50 de minute să facă curat. Nu doar că schimbau prosoapele și îi duceau cosite gunoi. Spălau pe jos, aspirau, schimbau lenjeria, în fiecare zi ștergeau praful și asta a fost testat și verificat de mine, inclusiv sticla de la duș a fost ștearsă pentru că am lăsat eu un semn, mi-am pus semne. Ai pus semne tu! Pus semne și a șters-o, adică a fost curățenie exemplară. Aici, din câte vedeți, este un restaurant, unul din cele 5 sau 7 restaurante care sunt aici în resort, 7 restaurante cu specific divers. Așa, sunt cu specific libanez, cu specific, nu știu, pe specializați pe burgeri. Avem cu specific internațional, italian, oriental, libanez, cu burger, fructe de mare și mai este unul cu steakhouse. Faza aici la All Inclusive cu restaurantele este că în momentul în care te-ai dus la restaurant, nu e ca toate sistemele All Inclusive, te duci cu un pingetava să-ți iei tu tot ce vrei de pe locurile deja destinate, să zicem, cu mâncare. Pur și simplu te duci ca la un restaurant normal și dai comandă din meniu și îți vine cu tot ce-ți dorești tu la masă și te servește ca și cum ai fi la un restaurant normal. Adică e foarte interesantă treaba asta. În cazurile în care dai peste un ospătar care se mișcă mai greu sau uită comanda sau nu înțelege ce dai tu comanda acolo pentru că nu toți vorbesc atât de bine engleză, poate să dureze puțin mai mult, ca și cum dacă te-ai duce să-ți iei tu mâncare de la, te servești tu de la autoservire, să zic așa, pentru hotelurile care au astfel de sisteme. Aici poate să dureze mai mult, cum zicea și Radu, dacă dai tu peste un ospătar care nu prea înțeles ce ți-ai dorit, mai uită chestii, na, atunci durează mai mult masa în sine și se pierde pe total mai mult timp. Sau nu-ți mai aduce ceea ce e comandat. Dar nu totdeauna e la fel. De exemplu, am prins și un ospătar unde servirea a fost absolut impecabilă. Acolo avem noi camera
Această piscină unde stăm noi este o piscină mai liniștită decât cea de jos. Acolo se mai pune muzică, mai o petrecere, mai nu știu ce. Aici e ceva mai liniștit. Uite mă, că acum este steagul roșu. Nu prea avem voie să intrăm în piscină acum. Nu că am vrea, dar mai bine mai întâi mergem să mâncăm, mai ales acum că am ieșit la răsărit. Astăzi este o zi în care ne-am trezit de dimineață, de la 5.30 mai exact, pentru că aici la 6.15 a răsărit soarele și am mers să facem content. Și suntem, cred că se vede și pe fața mea, sunt rupt. Ca de obicei, la fiecare hotel există și o sală de fitness. Aici văd că sunt câteva aparate și afară, dar și în interior. Locuri care pot fi frecventate de toată lumea care stă în hotel și arată foarte, foarte bine. Ai destule aparate ca să faci cam tot ce-ți dorești și, din punctul meu de vedere, deși nu foarte multă lume în momentul în care merge într-un concediu vrea să meargă la sală sau să frecventeze sala, dar este o opțiune, să zic așa, pe care vrea să o ai, mai ales atunci când vrei să scapi puțin de toate suplimentele pe care le-ai acumulat în concediu, și aici mă refer la mâncare și altele. Arată foarte, foarte bine. Costuri și buget. Când vorbim despre bani, tăicuțule, ce să zic, Egiptul e... Scumpuț. Scumpuț? Da, adică, na, puțin scump dacă mergi undeva mai luxos. Dacă nu... găsești și prețuri acceptabile. Spre exemplu, ca să vă faceți o idee, ne cerea 2500 de lei să mergem cu ghidul undeva într-o zonă mai virgină, așa, în deșert, ca să facem niște poze. Știi că făcea și poze și ne dădea și album. I-am zis că nu vreau album. A zis, nu contează că albumul e gratuit. Iarăși snorkeling, da. Cât era? 2000 de lei, 1500 de bani. Era la fel, tot așa, în jur de 2500-3000 de lei să mergi cu o barcă privat, pe care dacă vrei poți să o conduci și tu sau cam așa ceva. Da, și dacă mergeai cu mai mulți era un pic mai ieftin, dar oricum destul de scumpe prețurile acolo pentru turiști. Dacă mergeai undeva în oraș, spre exemplu, și mergeai în locurile frecventate de către localnici, acolo era ceva mai ieftin. Bine, excursiile opționale în general sunt scumpe și e normal să fie așa, dar nu-i musai să le faci, că de-aia sunt opționale. Cam asta a fost experiența noastră, dragilor, atât în Bulgaria cât și în Egipt. Din punctul nostru de vedere, dacă ar fi să alegem acum, cred că am reface drumul către Egipt. Da. Cu siguranță n-am mai alege Bulgaria, mai ales că Bulgaria s-a transformat cumva într-un Costinești așa, nu știu dacă în toate stațiunile s-a întâmplat asta sau doar în Sunny Beach unde am fost noi, probabil că sunt stațiuni încă care nu au fost atât de exploatate și duse în zona asta de Costinești, să zicem așa, și puțin așa cum știam noi Costineștiu acum vreo câțiva ani buni. Cu siguranță în Egipt am mai merge, am mai repeta experiența, ne-a plăcut ce am văzut acolo, îl ducem undeva la nota 8 pe acolo, peste cu siguranță Bulgaria, deci dragilor, prețurile sunt aproximativ la fel când vine vorba despre servicii, despre hoteluri, despre cazări, despre orice vreți voi între Bulgaria și Egipt. Am alege pentru a doua oară cu siguranță Egipt. Și acum ar fi interesant să facem o paralelă între Turcia și Grecia. Cine știe, poate în episodul următor, lăsați în secțiunea de comentarii dacă vreți să facem această paralelă. Pentru că trebuie să mergem, iubitule. Ah, nu mi-am dat seama. V-a pupat, ciao-les!